Cea mai mare sală de mulți din România a fost instalată în această vară la o fermă din Iratoș, județul Arad. Având 72 de posturi, această rotativă poate mulge fără probleme 400-450 de animale pe oră, putând asigura întreg procesul zilnic de mulți pentru ferma deținută de o familie de olandezi stabiliți în România de 20 de ani. Numele meu este Cunco Oremans. Eu am venit în România în 2004 cu soția. Noi am început aici la o fermă de vaci. Când noi am luat ferma, ferma a avut 200 de animale, 200 de vaci de lapte. Până la ora actuală, noi am extins până 2200 de animale, împărțit în două locații. La moment suntem aici la Cormans, Cormans Zootehnie, asta e o fermă noastră. Noi am început cu un sală de mulți în 2004, cu două linii de 16. Capacitatea a fost mai limitat și deja destul de vechi, are deja vechime de 20 ani. Pentru vaci este foarte important să eliminăm stresul, deci tot mulțul trebuie să merge în un mod relaxat pentru animalele. Și de fapt aici avem covoră de cauciuc și pe sala de așteptare, și pe sala de pe rotor, potelactor, și asta ajută foarte mult la animale să evităm stresul. Mulgem de 3 ori pe zi, la ora 4 dimineață, la 12 la miaz și seara la 8. Avem rasă Holstein peste tot. La ora actuală avem o media pe cap de vacă un 30-31 de litri. Dar pe total an, pe lactație, ajungem la 9500 până 10.000. Noi am decis să investim în o sală de mulți performante, cu capacitate mare, să putem extinde ferma pe viitor. Deci la ora actuală mulgem la locația asta, mulgem 800 de vaci și dorim să extindem până 2000. Construcția a început un an jumate în urmă și chiar acum noi am finalizat construcția despre sala de mulți. La clădire, doar pentru sala de mulți, este 30 metri pe 80. În suprafața asta avem o sală de așteptare, unde așteptă vaci înainte de mulți, rotativă, parte de răcire și unde iese vacile, avem un spațiu mare pentru selectarea vacilor. La sală veche noi am lucrat cu 3 persoane și aici lucrăm cu, în sala nouă, lucrăm cu 2 persoane pe un schimb, dar capacitatea este dublu. Deci, eficiența pe persoană este mult mai mare. Pentru noua sală de mulți, ferma din Arad a apelat la serviciile unei firme specializate care nu doar că a furnizat echipamentul, dar a asigurat și montajul și autorizarea acestuia. Compania a realizat și instruirea personalului și se ocupă și de mentenanță. Ce aveți aici în spate este o sală de mulți rotativă de model Bowmatic Excalibur 360EX cu 72 de locuri, model din care în acest moment sunt doar două echipamente în România. Cel mai mare model din România, ce face mai deosebit acest echipament față de ce mai există, e faptul că e dotată cu un sistem de monitorizare a pulsației în timp real. Deci fiecare post practic are un tester de pulsație, da? Avem aici, o să vedeți în timpul mulțului, un LED care ne indică dacă pulsația pe postul respectiv e funcțională sau nu. Lucru foarte important pentru că dacă se întâmplă ceva în timpul mulțului, putem lua măsuri imediat, lucru care fără un sistem de genul ăsta îl putem detecta doar în momentul unei vizite de service, când punem un tester pe postul de mulț. Asta ne scapă din timp de foarte multe probleme, posibile mamite care apar în timp sau alte probleme de funcționare, performanțe slabe ale mulțului și așa mai departe. Sala rotativă este complet automatizată, măsoară și analizează integrat parametrii de mulț. În plus, tehnologia este personalizată pentru fiecare exploatație în parte, iar animalele au asigurat tot confortul, astfel încât lucrătorii fermei doar monitorizează procesul. E un echipament standard. În funcție de locația și posibilitățile fiecărui fermier, noi împreună cu fermierul
discutăm și proiectăm împreună astfel încât să corespundă atât cerințelor echipamentului cât și doleanțelor clientului. Discuțiile, pot să spun în medie, pentru un echipament de genul ăsta durează între 2 și 3 ani, în momentul în care se încep discuțiile până la finalizarea implementării. Pentru că noi suntem prezenți aproape în toate fazele de execuție ale proiectului. Montajul efectiv al echipamentului durează undeva între 2 și 3 luni de zile în funcție de condiții, în funcție de mai multe lucruri. Principalele beneficii pentru un astfel de echipament, în primul rând, este productivitatea, viteza la muls. E, pe departe, indiferent de brand, cea mai eficientă variantă de mulgere a vacilor. Pentru că, fiind în situația asta, comparativ cu o sală de muls clasică, unde animalele intră, stau în poziție și mulgătorii se mută de la unul la altul, aici animalele intră în flux continuu, mulgătorii au niște poziții fixe în care mișcă. De exemplu, aici la început, pe prima platformă, este cel care pregătește, trage primele jeturi, da? Cu șterge, urmând ca la un număr de posturi mai încolo, este al doilea sau al treilea, depinde de configurație, care atașează unitățile de muls. Și undeva pe la jumătatea echipamentului sau după jumătate, animalul ar trebui să fie muls, unitatea se retractează și când ajunge în zona de ieșire, animalul iese și se întoarce înspre grajd, nu înainte de a trece printr-o zonă de sortare. Echipamentul este în așa fel proiectat încât mare parte din procedurile de întreținere se pot face în timpul mulsului. Fiind un echipament american conceput pentru fermele mari, cu număr mare de animale, cu funcționare aproape continuă, timpii rămași pentru întreținere sunt foarte mici și atunci mare parte din echipamente se pot servisa în timpul mulsului. Avem un program de întreținere, facem 4 vizite pe an, cam la 3 luni. În momentul în care echipamentul o să fie folosit, o să crească numărul de animale, numărul de vizite crește la 6 vizite pe an, deci o vizită la 2 luni. La fiecare vizită se verifică echipamentul dintr-un capăt în celălalt și se schimbă conform unui program prestabilit, consumabile, piese, tot ce elemente de uzură. Acesta e capătul sălii de așteptare. Animalele se îngustează în zona asta. Zona e special concepută ca să poată doar un singur animal să treacă pe aici. Animalele sunt forțate să se încoloneze, iar după zona asta, canalul se lărgește la aproximativ un post jumate, două posturi, pentru a crește viteza de acces a animalelor. Că în felul ăsta intră un animal, platforma se mișcă, celălalt intră. Platforma e dotată cu sisteme de siguranță. În cazul în care un animal nu e intrat complet, da, partea asta se mișcă și platforma se oprește până când animalul ori intră, ori se dă înapoi ca să intre în următorul post. Animalele sunt identificate printr-o antenă. Fiecare animal e dotat cu un transponder amplasat la gât, care e citit de antena amplasată în al doilea post de intrare. Distanța dintre platformă și rotativă e cam de 5 cm. E exact cât le permite furtunelor să treacă printre în momentul în care se rotește platforma. Suntem în zona de ieșire animalelor de pe platformă. Ce e mai important în zona asta e pentru că fiecare parte, fiecare și stânga și dreapta, e dotată cu elemente de siguranță, astfel încât nu există riscul ca un animal să fie rănit. Dacă întârzie ieșirea, dacă stă, dacă vrea să mai facă o tură, nu e nicio problemă, dar nu se întâmplă. Dacă îl prinde la jumătate aici, iarăși, platforma se oprește și așteaptă până când se remediază problema. Dar chestie foarte bună este protecția asta. Deci numai puțin dacă ajunge un animal la protecție, oprește platforma. Ne aflăm în zona de control a platformei. Aici avem panoul de control în care se reglează rotația, sensul de rotație. Platforma poate să meargă și în sens invers. Ea, în mod normal, e reglată să se rotească în sens invers a celor de ceasornic. Deci animalele intră așa și ea se rotește în direcția asta, dar dacă sunt probleme sau ceva, de aici se poate da și înapoi. Aici sunt panourile de control. În funcție de talia mulgătorului, platformele se coboară sau se ridică, astfel încât
operatorul să ajungă confortabil la animal. Nu e vorba doar de înălțimea operatorului, dacă, de exemplu, avem o grupă de junini sau tineret, animale cu talie mai mică care se poziționează mai în față, ca să ajungă operatorul, trebuie să fie puțin mai sus. Și atunci poate regla înălțimea simplu la platformă. Ce mi-e place foarte mult despre tablou de comandă este e simplu. Deci nu trebuie foarte multe butoane pentru operator, aici doar față, spate, stop și poziție, spălare și mult. Atât. Și un stop de siguranță. Pentru partea de spălare și igienizare a platformei, avem un sistem cu spălare cu spumă activă. Conducta de inox este conducta cu apă, are niște duze cu apă care pulverizează. Dacă vreți, vă pot face și o probă. În mod normal, platforma se rotește când funcționează sistemul. Și mai avem un set de duze care pulverizează spuma activă pentru curățare. Deci prima dată se înmoaie cu apă, după care platforma face o tură, se încarcă cu spumă, exact ca o mașină. Cât timp acționează spuma, după aia se limpezește cu apă și în felul ăsta platforma e spălată foarte ușor. În momentul de față, în ferma Coremans, unde am instalat echipamentul din spatele meu, se mulc cam 700-750 de vaci. Scopul e, în câteva luni, un an, să ajungă la 1500 și ulterior 2000, poate chiar 2500. Din ce am observat noi, ca și tendință în fermele atât din afară, pentru că lucrăm destul de mult și în afară, cât și în România, toate fermele care până mai alaltăieri mulgeau 5, 6, 700, trebuie să treacă de bariera de 1000 ca să rămână profitabilă. Asta după discuția cu mai mulți fermieri, atât din țară cât și din afară. Deci, ce vedeți în spatele meu e practic începutul. Suntem în discuții cu mai mulți fermieri în România pentru echipamente asemănătoare, deci în perioada următoare o să vedeți mai multe echipamente de acest gen în România.